Anastasia, Mehmet Bogdan Ahaiu, și ceea ce starea pe care am primit astăzi face referire la o colecție de hărți deosebită, pe care am făcut rost dintr-un dar. În sensul că un prieten foarte drag mie mi-a dorit o hartă și ca un pasionat de turism montan, am mers mai departe pe fir și am documentat, am făcut rost de draga colecție, nu fără oarecare greutăți. Și am încercat să le pun într-o formă în care aceste hărți pot fi revalorificate. Vorba de hărțile turistice ale Turin Clubului României sau Clubul Turistic al României. Dar mai întâi, să facem așa o scurtă introducere în contextul istoric, și anume turismul montan în perioada 1850-1920, când se afla perioada de început, era tot orașul de cât o știm noi astăzi, anume că nu existau asociații, nu era nimic organizat, nimic sistematizat. Oamenii mergeau la munte, în general folosim călăuze și lucrul acesta sigur era mai costisitor și nu toată lumea își permitea. Și sigur nu existau cabane, era foarte greu să găsești un loc de refugiu. De asemenea, nu existau ghiduri, nu existau cărți, nu existau nici măcar marcaje turistice. Turismul a început să se dezvolte, așa cum a fost la 1850, poate cu dezvoltarea orașelor și odată cu nevoia oamenilor de a evada din aglomerația urbană și spre stațiunile turistice care începeau să se dezvolte. Și, urmat în mod natural, crearea primelor asociații turistice și, desigur, încercarea de a facilita dezvoltarea turismului, au fost construite cabane, au început să fie editate mai sporadic, așa, o serie de ghiduri, câteva hărți, și aici aș menționa o primă hartă turistică, harta lui Alexandru Dolășescu în 1903, Sinaia și împrejurimile, însă încă era destul de la început și încă nu se cristalizase. Prima societate a fost Societatea Carpaților Transilvaniei, înființată în 1872. Apoi a fost succedată de o mulțime de alte societăți și o să mai înțeles Hamul Drumeților, înființată în 1920, de Bucura Dumbravă și Mihai Haret. Pe numele s-a adevărat Mihai Gold, care era nepotul barului Spiru Haret, însă a devenit fiul adoptiv al soției acesteia, ulterior. Așa cum am menționat, turismul a continuat să se dezvolte și inițiativa lui Mihai Haret a fost aceea de a crea Turin Clubul României, transformând, de fapt, Hanul Drumeților. De ce a vrut lucrul acesta? Pentru că a vrut să raleze turismul românesc la turismul din european, care era în acea epocă, după modelul cluburilor turistice din Elveția, Italia și Austria. Pentru ca turiștii străini să aibă mai multă încredere atunci când interacționau cu turiștii români. Și o asociație turistică cu valențe culturale, cu acțiuni educative, naționaliste, economice și sportive. Să vrea a fi noua asociație creată de Mihai Haret. Scopul propus era acela de a face cunoscută frumusețea locurilor din România și de a încuraja pe toți oamenii la devenții în mediile naturale și culturale. Și un citat din Mihai Haret, un apel pe care îl face către turiști. De aceea mă adresez vouă, tineri studioși, închiși în majoritatea voastră în orașe mari și nesănătoși. Mergeți la munte, duceți-vă în vacanțe și sărbători, la munte vor sacrificii în contra oricăror greutăți. Cercetați muntele, cunoașteți-l și legați-vă de el, iubiți-l, adorați-l, respectați-l. Cred că ea fi valabilă și astăzi, apelul lui Mihai Haret. Sigur, s-au alăturat asociații și alte personalități, precum Tache Ionescu, Nicolae Bogdan și alții. Sigur, au urmat realizările Turin Clubului României și nu au fost puține. Numeroase cabane, ghiduri turistice și, de asemenea, și alte publicații, reviste. Peste 1200 km de poteci amenajate și marcate, în total 20 de case de adăpost,
Și de asemenea s-au gândit să înființeze și secții și pleare în toată țara. Sigur, unele au funcționat mai bine, altele mai puțin, în funcție de implicarea membrilor. Și de asemenea au fost și campanii susținute pentru protecția naturii și a mediului înconjurător. Și au fost printre primii care, în acea perioadă, au promovat ființarea de parcuri naturale și naționale. Pe scurt, am putea rezuma că în perioada sa de activitate între 1926 și 1948, Touring Club România încercat și a reușit să dinamizeze mișcarea turistică din întreaga țară. Dintre publicațiile Touring Clubului României, un anuar, de asemenea, o publicație, calendarul săptămânal, care a durat din 1934 până în 1946, și de asemenea o colecție de hărți. Hărțile realizate de ei au fost, adică scoase sub egida Touring Clubului României, au fost date la Institutul Cartografic Unirea Brașov, un institut de prestigiu din, din acea perioadă, care a publicat numeroase, era cunoscut în numeroase atlase, ghiduri și hărți de o mare acuratețe. Acest este un plan scos de editura de Institutul Cartografic, planul Brașovului, și am localizat unde era sediul editurii, pe strada lungă numărul 9. A avut o perioadă de activitate între 1910 până, și până în 1950. Lista hărților publicate între anii 1930-1940, Postăvarul și Piatra Mare, Piatra Crearii, Bucet și Gârbova, Ceaplăul, Redezat și Negoriul, pronul masivul Făgărașul. Ce dă originalitate hărților? Sunt culorile, în primul rând, aș putea spune, adică cele care dau un impact foarte mare. Sunt treptele hipsometrice, de fapt. Da? Nu sunt reprezentate pădurile decât pe două dintre, dintre părți. Culorile cele mai de la albastru, care reprezintă altitudinile cele mai mici, până la roșia prins, care reprezintă altitudinile cele mai ridicate. Sunt reprezentate curbele de nivel, dar și prin fașură, în unele în efectul de îmbrire, pe unele hărți. De asemenea, un grad foarte ridicat de taliu. Scările folosite în general sunt 1:30.000 sau 1:50.000. Iar, de asemenea, apar și marcaje. Aici aș face mențiune că în perioada respectivă încă nu era o sistematizare a marcajelor, adică nu se trecuse la sistemul internațional de marcaje care cunoaștem noi astăzi. Erau, în urmare, o sumedenie de fiecare zonă era dat alte marcaje. Astăzi se folosesc doar triunghi, cruce, punct și bandă, pe fond alb și folosim culorile tricolorului. Cam așa erau, apăreau traseele pe, pe hărțile turistice. Legenda asemenea întrebuințate, apăreau inclusiv drumuri de care, potești de cai, potești de picior, de asemenea cabanele și casele de adăpost, stâne și așa mai departe. Și, iar cabanele erau trecute inclusiv cu asociația care le, era cabana peștera SKV sau ATCR-ului. Deci erau asociația care contribuise la ridicarea cabanei. Fiecare hartă are de asemenea și o legendă a culorilor. Și, bineînțeles, scara, pe distanța fie de 20 de metri, fie de 50 de metri puncte de scară. De asemenea, cartușele folosite pe, pe hărțile din Clubului României, câteva dintre ele, o notă aparte. O particularitate ar fi aceea a toponimilor. Este o foarte mare bogăție a toponimilor, toponime care astăzi nu mai apar pe hărțile turistice. Multe din ele s-au pierdut, pur și simplu. Și un exemplu foarte interesant este Praia cu Coprine.
ce înseamnă ploaie cu pline, ploaie cu narcise, de fapt. Vorba de narcise sau angustifolius, care, deși nu, mai, n-am mai, nu l-am mai întâlnit pe nicio altă hartă de atunci, din 1934, aceste narcise vă asigur că încă le puteți găsi, special luna mai, pe Valea Rea, în munții Baiului. Și, da, din păcate, și sigur, exemplele pot continua. Gâlmea zneurită, crocodișul împlorit și așa mai departe. Multe care s-au pierdut. Este harta retezatului. Ce apare marcat în acel poligon e vorba de limita Parcului Național Retezat. Știți că a fost înființat în 1935 și cel mai probabil că acesta a fost prima reprezentare a limitei parcului, harta finită de la scurt timp după aceea. Sigur, astăzi limita, adică suprafața parcului cam de două ori mai mare decât aceasta, dar e interesant că s-au gândit să pună așa. Ceva concluzii. Hărțile Turin Clubului României au reprezentat un pas important în dezvoltarea turismului montan din țară. Materialul cartografic prezintă acuratețe fiind editat la un institut de prestigiu. Hărțile prezintă o deosebită valoare și originalitate atât prin tehnica redării reliefului și a diferitelor elemente, cât și prin bogăția toponimică afișată. Hărțile pot fi folosite cu succes în studiile de cartografie istorică. Și cam atât.